acolo îmi primați să trecem pe ordinea de zi, așa cum se. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi. Suntem la sfârșit de lună și trebuia să avem o ședință și chiar sunt niște puncte care trebuiau aprobate. E posibil ca săptămâna viitoare sau cel târziu, peste două săptămâni, să avem și ședința de buget. Ne așteptăm și, și cifre, ultimii cifre care vor veni, și apoi vom face ședința de buget. O parte din ele le-am aflat. Este bine. Este bine, se putea și mai bine, dar este bine, fiindcă ne vom descurca și pe anul ăsta, în vedere a funcționării și cât și a dezvoltării. Și pentru dezvoltare vom avea planul investiției. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comune din Comuna din România. Acord pentru anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce se vor fi efectuat în anul 2012 de către personalele acte de muncă beneficiari de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărie, treținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale și a măsurilor de protecție a mediului. 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorului economic la investiția construirii Bisericii Ortodoxă, Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenință Sofia din sat Purița, Comuna Crași, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului Crași, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 31/1999, prin care se modifică și se completează cu pozițiile 332, 333, 334, 335. 6. Proiect de hotărâre privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică și privată a Comunei Cașin, județul Bacău, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesară susținerea acestora, mod de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și a unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice. Acest proiect se amână cu acordul noastră pentru o altă ședință, în ședința viitoare, fiindcă trebuie să studiez, mai n-am anunțit problema privind tarifele la acest proiect și în ședința următoare îl vom repune din nou. 7. Cere pentru închiriere și cumpărare de teren privind cererea domnului Vungheț Eugen și Bonta și Mitică. Și mai avem o cerere pentru mai am o cerere depusă la primărie, care e cum o discuta și pe asta astăzi în Consiliul Local, pentru un drum de servituri, de acces la o proprietate. Din fața proprietății este al nostru, iar în urma dezmembrării la domnul Plebne aici și a dezmembrat locuința în două și am unul la nepoți. Unul a rămas cu poarta cea mare și cu intrare cu partea cealaltă, celălalt a rămas cu casa din coace și nu are acces, deci intră aici cu platforma noastră pentru noi. Și a făcut o solicitare, eu am și uitat, am făcut o măsurătoare după adresa s-a autorizat, să-i lăsăm un drum de serviciu cum ar veni și apoi să ne continuăm gardul unde a rămas și să ne treabă cu vecinul platforma. Platforma noastră rămână liberă, partea cealaltă și oricum ar fi, legea ne obligă, producerii ne obligă, să-i dăm cale de acces în servituri. Și cu ocazia să ne continuăm și gardul și toată lumea este șocată și mulțumită și nu mai e. Și să iată noastră conflictul care conflict care e de an de zile aici între ei. Între instituția primăriei și familia Plebene și cu asta, eu zic că a fi momentul oportun să-l stingem. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comunelor în România, acord pentru anul 2019. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală datorată, începând cu 1 ianuarie 2019, a Comunei Cași, județul Bacău, la Asociația Comunelor din România, acord în cuantum de 1.300 de lei. Cotizația anuală datorată, începând cu 1 ianuarie 2019, cuprinde suma de 400 de lei, care se constituie pentru construirea casei comunelor din România în București.
Sumele încasate pentru construirea casei comune din România se virează prin prima dată în fiecare luni, pentru luna expirată, în cont distinct, încasările fiind evidențiate pe pagina www.acord.ro. Cotizația anuală prevăzută la alineatul 1, precum și orice alte obligații financiare, din rezultate din acordul de aderare, se suportă din bugetul local. Articolul 2. Cotizația se achită până cel târziu la 31 martie a fiecărui an, de către membrii Asociației Comune din România, în cazul în care, la data de 31 martie, coincide cu o zi nelucrătoare, termenul de plată este ultima zi lucrătoare a lunii martie. Data plății este cea a extrasului de cont emis de unitatea de trezorerie și contabilitate publică la care are deschis contul Comuna Cașa. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre de primarul Comunei Cașa, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, primarului Comunei Stăucești, președintele filialei județenii Acord și prefectului județului Bacău. Da. Aveți ceva de comunicat? Nu. Raportul de alistare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugetul în Administrarea domeniului public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comunelor din România Acord pentru anul 2019, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiari de ajutor social, potrivit legii numărul 416/2001, privind venitul de sănătate. Articolul 2. Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, ce se va executa cu persoanele apte de muncă, beneficiari ai legii 416/2001, conform anexei ce face parte integrată de prezentul acțiunii. Articolul 2. Autoritatea executivă a Comunei Cașa se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezentului hotărâri. Dacă aici, dumneavoastră, mai aveți propuneri de lucrări care s-ar putea executa cu acești beneficiari, vă rugăm să le spuneți acum, le notăm și le vom introduce în planul de măsuri. Deci dacă știți undeva, dacă mi-a trebuit făcut un șant, de exemplu, mi-a trebuit făcut ceea ce poate face cu muncă manuală, da? Cu un pat, un grilet, o greblă, o furcă și un tarnacop. Dacă știți că, de exemplu, noi am băgat iarna, ei dă zăpadă cu trotuare și mai departe. Primăvara și tot cursul anului, îndepărtarea urmările de orice tip depozitate în toate zonele, care prea primului sunt depozitate. Asta e termenul permanent. Întreținerea spațiului vieți și strângerea gunoaiei. Tot așa, luna a 4-a, luna a 10-a, din aprilie până în octombrie, inclusiv. Costirea și curățirea și altul depărtarea gunoaiei și decumulatarea accesura. Lunele 4-10, curățirea, curățarea și păvitul accesului, inclusiv a potesului. Luna 3-4, aici minim, noi am făcut-o cu tun, practic noi am făcut-o, în 2008, când se minte, când am militat în primărie ca și viceprimar, am făcut o cutumă în sensul că ne-am rugat noi atunci să vorbim podețile, să văruim copacii din fața caselor, am și toalitat copacii noastre o firmă de toalitare și oamenii noștri s-au obișnuit de deținii copacii noștri, așteaptă să vină primăria. Normal, vă spun și am văzut și în alte localități din țară și în hotărârea care vom da de gospodăririi comunale, acolo scrie. Fiecare cetățean are obligația de a-și vorbi podețul, de a-și toaleta copacul în fața porții și să-ți puniți șanțul, să-și vorbească podețul. Deci există, noi aici ne batem cap pe cap, practic. Avem o trebuie pe local în sensul că fiecare are obligația de a face și noi, în planul măsuri, venim și le facem noi. Le facem. I-am obișnuit așa, indiferent cine va veni pe aici, va trebui să continuă acest omul s-a obișnuit. Să știți că un drept sau om care crede că îi cuvine ceva și e rost acel drept, mai bine nu mi-l dai niciodată sau nu faci lucrurile. Mai bine nu faci sau nu-i dai un drept decât să-i îl dai și cum să-i lei. Atunci e foarte grav. Psihologic pentru el.
curățarea acest, deci de comatarea părului Rata și ce mai avem noi pe aici. Aveți alte hotărâri, alte propuneri? Spuneți-mi, Zoli, o să fie dumneavoastră consilier când... Nu, la noi nu spui, cartierii, zicem așa, mahalalii, nu spui dumneavoastră pe acolo. Consilier, știți o problemă, că trebuie curățat, făcut ceva, făcut... Dacă rămâne deschis planul, dacă veniți cu... O să trecem acum, dacă nu, chiar dacă nu o să trecem plan, cu postul oameni veniți și vom face. Deci vom pune cu cei doar social să, să facă... Lumea este revocată și cu cei buni, că ce fac? Ei, mai fac treaba, bun, că s-a putea cu mărățirea acum în primăvară, spun, când știu, fac, fac ca ei, na, știți cum e? Asta e legea întocmeală, e dată de statul român, e protecție socială la nivel european. Nu, multul noi nu ne dorim. Eu poate mi-aș dori ca banii aia care se cheltuie acolo să dea bani la unitățile în sfârșit teritorial, să angajăm oameni, să avem serviciul nostru, cum au limonești de PP, se folosește zi de zi și atunci se creează și locul de muncă. Și oameni care sunt responsabili și fac treabă și rămân la ajutor social numai pentru cei bătrâni, nevoiași, care nu au nicio pensie, care... acolo și acolo e problemă, știți dumneavoastră. Întâlneți asta la umbră, la bătrâneții nu au pensie. Cam așa. Și atunci vin la stat, dăm ajutor social. E, trebuie să le acordăm protecție socială la cei buni de muncă, dacă ar putea modifica Guvernul României sau Parlamentul României această lege, cei buni de muncă să muncească. Nu aș putea social. Fiindcă mai să știți că, și spuneți mai departe, poate nu dumneavoastră nu știți că sunteți consilier local, că zice primarul sau primarul, viceprimarul, cine pe primării, de acord cu ajutor social. Suntem obligați. Noi trimitem pe ei să ne aducă adevență medicală la cei tineri care stau de muncă și trimitem la forță de muncă. Iar cei la forță de muncă îi dă negații, că nu au locul de muncă. Automat, tu ești obligat să fii acolo și la ajutor social. Fiindcă statul român nu îi dă locul de muncă. Fiindcă și patronii, unii din patronii care iau societăți, cam feresc să angajeze astfel de indivizi. Am mai vorbit la fost muncă, domnule, trimiți-i la cursul de perfecționare. El vine și plânge, nu știți, care are patru clasă, trei clasă, nu știți să scrii, să citească, e analfabet. Eu nu pot să merg la curs. Și atunci, și refuză și cursul. Motivat. El zice că nu știe. Nu știe. Deci, vine la școală ce să fac. Da, așa ar trebui. Bun. Asta ca... Ca o discuție cu baza la chestiunea asta, să vă explicați oamenilor din comună când vă înțelegează și vă spune bun, ce fac pe aia, că s-a interesează chiar și cuvinturile la adresa lor comunii din oamenii gospodari de comun. Asta e situația, să te obligați, nu poți să nu ia poți, fiindcă dacă el te dă în contenciul administrativ sau îți face plângi la prefect, primarul va fi sancționat. Dacă el nu ești condiții de lege, adică nu îi oferi loc comun. Știam că legea mai prevede o chestie, refuzul ocupării forței de muncă. Păi tocmai asta am zis. Cei de la... Cei de la... Dar ei se duc personal să-și ia referința de la... Da, da. Pentru că sunt locuri de muncă acolo. Și nu te negați. Uite, ultimul care am acordat la ajutor social este Ninea Cranț. Cranțioși, da, Gorghi. L-a trimis personal, s-a dus cu bicicleta, după azi venit cortiuța când nu-i dă loc de muncă, când are loc de muncă pentru el. Nu-i vina noastră, adică, știți cum e? Că dacă îi dă, îi oferă loc de muncă, eu nu mai sunt obligat să fie acord la ajutor social. Sau dacă refuză cursul de perfecționare, iar nu mai sunt obligat să fie acord la ajutor social. Dar cei de Vlașca de jos, sunt mult de Vlașca de jos, spun că zice acolo, nu știu scriu, nu știu citesc, nu semnez, apar la. Și nu poate nimic dovedi lui că știe sau nu știe. Chiar dacă are un diplom de 4 clase cu clasă. Ca să fim serios, adică să fim serios, când putem un Ceaușescu, am ieșit și analfabet și cu o clasă. Și cu 10. Acum am... Dar Cranț lucrează. Lucrează la roșu, toată ziua. Dumneavoastră, seara, lucrează la roșu. Dar n-are cartea muncă. Aveți, nici la ei nimeni. Noi în fiecare lună, fiecare lună trimitim la ei, este personalele apte de muncă. Să ne spun dacă cumva apare asta. Am avut o surpriză când s-au angajat și n-au anunțat. Suntem prea bine. Deci și fiecare lume ce... Dar și cei înainte mei trimiti. Și acum am urmat cu cine aveți, să găsi pe unul. Angajat, l-am și la de iar din coace. Așa că dacă nu-i la figurează la ITN... Nu rămâne decât nu. Da, asta era fost o discuție paralelă asupra subiectului, ca să spune asta lucrurile astea. Și cu curățenie. Azi, eu am obsesie cu... Eu așa m-am obișnuit. Duminica eu mă duc o lumânare la morți. Cu cimitirul ăsta, dacă băiegul tu zice că nu-i... Acolo o zi s-ar putea băga, măcar acum de Paști, toată lumea a scos coroane, a curățat... Nu se vede gardul de mizerie. Da, mulțumim frumos pentru informații, să știți că... E o problemă aici. Preotul nu știu ce zice preotul.
Atât timp cât preotul administrează cimitirul administrează și, numai un pic, și încasează bani pe morminte, numai un trecut, și o spun, și am, deci, ce vorbesc, tot timpul vorbesc, am și tu vezi. Am trecut, am vândut două locuri de veci cu 5.000 de lei. A locul de veci, 2.500. La o familie care e pătriantă, mi-a dat și chitanța. Minută, n-aș fi cu minută. Adică, făvind locul de veci și de banii aia, măcar 1.000 de lei pe an, poți să aloci ca să faci întreținerea cimitirului, ți-o asiguri, adică am sori, nu ca să nu-i bani. Biserica este instituție separată. Vis-a-vis de, nu subordonează nici primării, nici Guvernul României, da? Să subordonează bot. Biserica nu se controlă sub română să subordonează. Și atunci, noi să-i facem o cățină. Dar nu vă spun cine face la biserica de jos. De ce aici nu avem probleme la biserica de sus? La biserica de jos, poate poți să face lumea care îi pune cantele și îi bagă pe preț. Păi ăla e pe preț, loc de joc pentru copii. Tu mi-aduci un cimitir dincolo, mi-aduci deșeuri din coace. Nu-i prima dată. Și ne-a zis domnul viceprimar, băi, vă și pun în stoace în fața altarului, că vine să-i vede și pe ei. Dar nu-i corect. Ce e? Poți? Și încă una, bisericile nu au contracte de salubrizare. Și ar fi obligate să aibă contracte cu firma de salubrizare, mă împlesc, că și ei generează deșeuri. Adică, cum o plătim noi tot către o comunicație și biserica, strângă biserica, are și venituri. Este o societate comercială în ghilimelică. Ei au acasă, dacă dumnealui nu vrea să se implice, nu vrea să facă nimic, deci stăm așa cu mizerile de acolo. Nu, nu, nu se implic, nu vrea nimic. O să-i facem adresă. Eu o să fac adresă către consul și către plăturăria Onești. În prima fază. Dacă nu o să ia măsură, o să fac mai departe la Episcopia Romană și Bacău. Și cred că o să se miște pe el. Și cu siguranță, domnul viceprimar, nu te-a zis, noi îi facem urtia, o trimitem către parohia Unu, da? Preotul Marcu Cujucatu și către protoieria Onești, preotul protopop. Chiar și-a documentat în foto, ar fi... Da, și poți face, da. Face și da? Are poți. Și acum, dacă... Nu, are poți făcut. Nu se poate, adică... Noi am făcut tot timpul, când a fost doamna Fintoa viceprimară, că am pus cu oameni, am mai dat bani și de buzunar, cu ghiuță, care o căruță, dar nu se poate, adică unul încasează și ăla am venit și fac. Nu se poate. Da? Și mai e o chestie unică. Aici eu nu înțeleg cum se procedează. Cimitirul în spatele Bisericii Sfinții Voievozi aparține domeniul public al comunicației. Fiindcă s-a dat legii, nu mai țin din ce anul a fost asta. Ne-a venit reglementarea legală că toate cimitirile care sunt raza OAT-urilor trebuie să intre în domeniul public al OAT-urilor. Deci, iar este o problemă care o știți că o știu și o să o iau iar. Și din spate cimitirul la noi pleacă din spatele bisericii încolo. Acolo biserică. Spatele bisericii. Acolo biserică. Da, dar numai un pic. Dar nu, nu râd. Dar, părintele, cum a căsat banii? O luptă de amă. Are cumva dat, e o trei păsiri local, dată în care cimitirul este dat la vizitare preotului? Preotului? Mă rog. Nu ești. Păi faceți încasați dumneavoastră și dumneavoastră aveți grijă, să avem noi grijă noi. Și atunci, nu știți faci apă, să facem niște inițiari, dar este și fața aici, lângă Bur, lângă Cicranii, unde are loc de apă din voi acolo. Mai ai și așa mai pus. Păi, haideți fiți vă, dar cu ce drept am casat atunci? Atunci, dacă nu, vom lua noi, vom da locuri de veci la cei nevoiași, gratuit. Facem o selecție, dăm într-un pus local, la cei care punem un cresc. Adică nu cum să casez acum, să vedem dacă domnul părinte va conveni în ăsta. O să-mi primi pe acolo. Au zis, cum să... Dar noi să facem științare și cu o discuție de... Dar apropo de chestia asta, ce cum vă plăti taxa de salubritate? Avem două... Eu nu am dat hotărârea. Când facem bugetul, vă dau hotărârea. Sunt două posibilități. Acum... La șef anii e pe număr de persoane, pe număr de salariați. Da. Păi tocmai asta. Dacă dăm pe număr de persoane, pe număr salariați, eu vă spun că nu e prea corect. Fiindcă unde are unul angajat, îi convine să dea 15 lei pe lună, da? Dar unde are omul prețul de angajați, să are 80 angajați, va fi o problemă. Plus că ăia care are 300, poate are iar de pasare, nu stau la... Ei au făcut la Ștefa, s-au grăbit, au luat modelul de la VIS, și ai trec ca voi. Eu vă propun altcumva. Eu aș propune să facem tot la metru cub de gunoi. Adică la metru cub de gunoi.
Fiindcă nu vor în societățile, sunt societăți în cașă care au și prin costul angajat. Păi dacă iei 5.000 lei pe persoană la 100 de inci, vine cât vine? 5.100? 5.000 la primul, e cam mult. Deci, e cam mult, adică... Deci faci multe bani. Vedeți, nu e. Adică trebuie să ținem la societățile din comună că uitați să primim bani. La venit, vin bani la buget local, da? Și de acolo vin bani la buget local, nu la bani. Nu vin mulți care contă societăți, vreau să oameni care nu cunosc nici apresați nici cum. În reglementările lor bisericești, în vecinie de oarecărie, șotroierie, cum a ei, însă nu e de șase iartă, așa. Ce incrementare au în domeniul ăsta? La ce am dat? La cum mai e, la treburile astea la biserică. Domnule, deci reglementările ce sunt una, dar ei, chiar dacă este instituție separată, trebuie să supună legislatul român. Dacă statul român spune că ești obligat ca societate, ca individ să plătești taxe sau chizare, ca să ai, faci dovada. Fică și DSP-ul, dacă vine în control, la... N-am întrebat asta. Am întrebat cum se adaptează la, pe reglementările lor la problemele statului. Păi sunt... Trebuie să aibă un regulament intern. Da, dar sunt discuții, dar și ei trebuie subordonezi unor legi ale statului român. Dar statul... La tuturor legilor statului. Da, trebuie subordonezi. Ei sunt ca un fel de societate, ce au personalitate juridică. Voi și biserici. Dar și ei trebuie, dacă vine DSP-ul, vă dau un exemplu, vine DSP-ul în control la biserică și cere părinte, băi, contract cu firma de salutizare, îl poate renta. Îi va să-l dar și el. Deci nu că se poate sufrage. Că la o societate comercială poate să vină DSP-ul. Și când vine DSP-ul, îi cere... E ca și o societate comercială. Și atunci când vine... Că n-are profit biserica. Ei, și de la fi și de la morți. Mă rog. Practic. Au și ei încasări, fac, au chitanțier, că se fac verifică și ei pe telefon, până tot. Da, sunt chitanțier. De asta îți spun, că trebuie să existe un regulament intern. Unde care văd toate treburile și sunt prevăzute, sunt convins cum trebuie să procedeze ei în legătură cu comuna, cu statul. Cum se organizează aici, cum se organizează? Noi o să facem adresă. Că din toate îți facem adresă, numai la... Că din toate cele trei parohii. Dacă îți facem adresă... Vă dau o propunere, vă fac o propunere. Faceți o adresă cu dus și întors, adică să vi se răspundă cum este prevăzut contractul legalizat între hotărârie pentru rezolvarea situației. Adică, să mă scuzați, fiți așa cu două înțelegeri și ei trebuie să dea un răspuns. În regulamentul intern sau în reglementările privind cutare, Patriarhia reglementează în felul următor. Legătura între comunitate și biserică. De exemplu, la Onești, la Sfântul Nicolae, nu au contract cu Romrezul, adică toate candele și plăturile au, nu? Au, trebuie să aibă. Dar nu mai că acolo ei și altceva, acolo ei au o remorcă cu gunoaie, cu unde vă nu știu. Eu nu. Trebuie făcut o chestie, a ajuns la o înțelegere. Deci, cu ceea ce se ia la strânguri, că Romrezul ridică la biserici, nu ești, au contract. Deci, au contract. Că sunt coroane și alte... Și le ia cu tractorul. Le ia și le duci, vrea să se degradate, dar nu este clar. Nu, haideți să vedem lucrurile altfel. Eu, ca și administrator undeva, eu mă gospodăresc acolo, nu? Am coroane biodegradabile, vin la primărie. Domnul primar, unde pot să duc eu să depozez pe astea să autobiogradez în timp, da? Și da, domnul, în zona cu care să primul un loc cu mila steriști, unde nu ajunge cașul că vine mare, facem acolo o grămadă și aia va deveni compost în timp. Dacă altul care trebuie la pești, îi dă foc de timp. Vin și eu, da. Dar, având în vedere lucrul ăsta, da, că vin, eu pot spune când vin la Iisus, cu dă la mă ia cu furca. Nu le găsească până le dați foc. Da. Aici e ideea. Nu. Gata, avem reglementările de mediu și am și dat punct de depozitare a deșeurilor biodegradabile, am dat punctul țeliște. Este dat. Deci e dat și e poziționat cu satelit. Deci știu că acolo depozităm ce înseamnă biodegradabil. Avem voie. Și cringe acum, ați văzut până la Trășești, cum a cringe în fața... Am vorbit de la Luterie, da. Cu acea drabeamnă. Am vorbit cu primar, am vorbit cu 2% cu cealaltă în cașă și zic, aducem cu toate și ducem acolo. Și le depozităm în locul ăla. Nu, București a văzut ca autocător. Da, e primării București, autocător și la Onești. Autocător și domnii. E prevăzut în contract.
să vină să-l ridice. Docător, da. Dar nu mai... Aveți contractul cu Sepsavă? Ia citiți-l. Aduce cu contractul ăsta? Asta e foarte mare, deci. Și sunt aceleași fiecare care s-au citit. Noi. Deci nu ai nici să citim. Ce a fost și am trecut, deci am ăsta. Sunt multe aici, dar respect foarte puțin, în păcate. Da? Ca esență, ca esență. Tipul, fiecare cetățean este obligat să-și puneți șanțul, să-și vorbească codețul, să-și vorbească pomii în fața gospodării personale, să întrețină curățenia, atât portici cât și pe spațiu public în fața locuinții. Acestul, societății comerciale, sunt obligate să trețină curățenia în jurul lor, în acolo. Da. Sunt să depozitezi gunoaie de orice, deșeuri de orice tip, cum am văzutului, cașin și pulița. Deci, astea care s-au zis în fiecare iar, plus că, da, pe drumul, da, acest material de construcție, ați văzut și dumneavoastră. Sunt total de acord. Păi, construiești omul, n-ai o să bagi atunci. Dar nu înseamnă că eu construiesc zi 2 iar și aduc balastul și pun în drum și îl țin în drum 2 iar. Păi, dacă om construiești atunci, păi, trebuie să înțelegi o lună, două, până se termină materialul și... Trebuie să înțelegem și să-i ajutăm în sensul ăsta. Dar sunt care aduc cu un rămas cu bolovan sau așa și o ține acolo crez mușchia, licenii. Adică... Știți că într-un an, mă țin minte exact, în 2005, dacă mă și el, era primar domnul Văsava atunci. A luat o hotărâre de genul ăsta, a înciliat o foră și a luat și a prășteat tot ce găsit la porți, drum. A făcut un lucru bun, a balasat drumul ăla din a prășteat. A ieșit un circ monstru, ducea, la primărie, au venit cu fuși, cu coare, că tot de balastră. Oamenii s-au învățat în cașă și nu numai în cașă la noi. Că ce e în poarta lui el? Asta vă spun din propria experiență când eram copil. Mă duceam și cam în poarta lui nenea la nume și ea cu mătuloiul că pe caz în poarta mea, că aici e terenul meu. Un caz mai recent, cineva din Vlașca, de sus, plantează și grăsuți în drum, în găgat. Vecinul din fața lui, care se ceartă, se bate mereu, s-a dus și el în drum. Eu asta mă sunt pe mine, domn primar, o, de ce a făcut, cum i-ați mult producție? Păi, dar tu cu ea ce nu voi când a prăjutat producția un, la cine lângă gardul meu? Dar unde? Lângă gardul în curte sau în drum? Păi, ce că nu e în drum. Păi, nu e a tău. Acolo e domeniul public, trebuie să spun, ce, voi la primarie. Și a zis, parcă și acum te acolo poate prăjutit, parcă este un brac în mijlocul drumul. Știi, și cum o colegi și mașină, faci și tu ești acolo. Nu faci și vezi cu domeniul. Și ce poți să-i faci cu ăla? Nu poți să facă nimic cu vecinul. Dacă se cheamă vecinul spune, domnule, dar am zis în curtea lui cumva și i-a smuls bradul, eu cum a plăcat bradul cu așa, bine, că el a fost nemulțumit, eu fac ceva frumos. Da, dar n-ai, dacă aveai aprobarea primăriei să plantezi, atunci vecinul era vinovat. De ce e smuls la fost? Dar vecinul da, i-a smuls nu că n-ar fi fost aia frumos și acolo, pentru că ei sunt ceartă, pot să ajute. Dar ca și idee, trebuie conștientizat să o aplică și de la gardă în drum, nu i-a văzut, nu le aparține. Că îmi plantează un flori și frumos și nu-i strică vecinul și nu anunță primăria, e partea a doua. Și eu în fața cu gata mine am plantat niște euro fără de aia. Da, făcut că m-ați nici vecin. Dacă vinea unul și muncea, ce trebuie să facă vecin? Da. Nici eu nu am avut aprobare la primăria. N-ai vecin în față. Nu am vecin în față, dacă n-am vecin în față. N-ai vecin în față. Da, aia vreau zic. Fac frumos, dar acolo unii nu permite. Dacă drumul este impus și te-a pus să plantezi și urmărezi drumul, iar este aici, pe spate, la Brădeanu, aici, la Dănină, toată răbarea. Unde este Salcâmii? Salcâmii, au crescut și au intrat firele de electrice, dar de nu pustul la viitoare. Rădăcinile sunt mari, nu au încet să prindă, aia trebuie tăiați până la jumătate, exact cum s-a făcut la Dunăci în Poia. Îi tăiem cum am tăiat și din coace la Măburență, la 1070 și o să răsărească, o să-ți dea acolo. Să-i pune și o igienizare, plin de petă, de-a pământ și cei de-a rog.
Acolo o problema este că acolo mai e o clădire, care cred că o clădire care e cu domeniul public începută și mai avem și moara veche. Le spun la viitoare, o să-i tabulez, o să-i băgăm cunoașterea următoare în domeniul privat, a comunicașul, acele două clădiri. În vederea nu, la moara veche, acolo eu mă gândeam dacă va fi luată posibilitatea, acolo demolat, făcut o încultură, terenul nu este destul de mare, dar s-ar putea face acolo locuințe sociale, odată. Știți că sunt cazuri. Sunt cazuri că avem două cazuri sociale și n-ai unde să-i duci. Părintele Durac este un caz social. El a lăsat, practic, i-a dat la casa lui casă, e ca și pătesc. Și l-a adus la spital, i-a tăiat, i-a amputat lava la picior, acum și la celălalt, și nu se duce acolo înapoi la el cu infecția. Și m-a rugat domnul Porcoș Marcel, și îl felicit pe ocazia asta că se și filmează și cu toți să felicităm, că om cu mare caracter, și l-am băgat în casă la dânsul. Dar în locuința respectivă, în care respectivă, iar era un locuit cameră goală. I-am cumpărat sobă, la primării, mare primării, am ajuns un pat la... Au trimis și alți băieți de la hotel sport, saltea, lingerie, tot ce trebuie. I-am izolat podul, că sus avea... Poftim? Cine are vizionare? Are se poate mișca? Greu. Deci greu, domnul, greu. Greu și la scurtă. Noi am ajutat acolo primat când i-a apucat primat. În consilierii locali putem ajuta cu ceva? Eu știu, puteți ajuta... din... Nu, știu. Deci nu-i caz, da, are da. Îl putem ajuta să-l dăm pe mâna lui domnul părinte cu jocat. Dar de ce se întâmplă așa? Dar ce așa? Dacă eu vecin cu el acolo, toată ziua când îi tăia piciorul, toată ziua la chioșă. La chioșă se putea face 70 de drumuri. Dimineața la ora 5 trecea pe la poartă, la trafă, la 5 la 5. La 11 noaptea, Florin Lungul se dădea cărările. Și de ce că el ziceai ceva de pomană, avea găleata plină cu căcat și pișadă lângă reșeu și îi fierbea căcatul și pișadă. Nu putea. Bă, dar zic, de ce nu faci afară? Eu ies noaptea afară, bă, dar sunt freș drumul ăsta până la chioș de 70 de ori, vă zic, poți? Și să te piși afară, nu poți? Ăla e bun mort. Eu poate să mi-asum ce spun. Eu văd ăla și-l pușca în minutul un acum. Așa și o bolan vin până la mine pe acolo. Numai un pic, domnul, gata. O să nu mă uită un pic. O să prind acum un buget, o sumă de bani. Și o să intrăm în primăvară, să intrăm tot pe acolo, facem curățenie. Acum am făcat o volă, e pădure. Dar noi, acum avem un scăpator. Defișăm tot acolo, și o să ridicăm noi. Căsuți acolo cu trei camere, o cameră stai. Dar nu are acea femeie? Nu, acea femeie pe care o are el, este mai bătrână, mai în vârstă, ca el are aproape 70 de ani. Ea. Ce se întâmplă? Ea mă duce cu ziua pe stat, pe la Nea Andrei, e consumatoare și ea de băuturi alcoolice. Da? Când am adus un nou pic, când am adus la spital, la un dat, am prins-o. Dante, uite, aveți cameră curată, aveți tot ce vă trebuie, aveți mâncare, l-am dus. Două căruți de lemn. Două căruți de lemn. Aveți tot ce vă trebuie, sobă nouă. Poți să-i apuci să-și faci mâncare, să-i lucrăți. Vi stai cu el. A avut ajutorul de încălzire, 290 de lei care lua e ca așa social. I-a dus banii frumos. Uite, nenea a venit, bani, ia-i în mână. Ce faci? A stat ea până a terminat banii, părin. Cu celălalt central, când i-a cu bidonașele. Când s-a terminat banii, s-a terminat și bidonașele, i-a plecat la Nene Andreea, s-a pus istoria pe sat, s-a doarme acolo în hotelul la casă. Nu, da. El ce a făcut? L-a dus acolo, nu se stea acolo, s-a scurt dintr-o dată. Nu refuz, cum am vorbit mult de cazul ăsta și n-a refuz. Refuz de piepăs, refuz de nu știu ce, e jalnic, dar n-avem ce face. M-a sunat ultimatul domnul doctor Agroni, domnul primar. L-am curățat, i-am dacă stă în mediul... Infect, el se infectează. Dar a plecat, prima dată după ce a fost prima operație și a ajuns acolo, a plecat de acolo, a ajuns, m-a ajuns la Bojdeucă și a rămas cu Bojdeucă. S-a dus cu domnul Vici, băi, du-te după asta să-l ducem. Și cu ce aveți cu domnul Florin? Cu domnul? Nu, cu vin am fost, 2 litri. Vin? Da. Deci, în cazul lui, eu zic că omul nu trebuie ăsta ca omul. Noi încercăm cât putem să-l ajutăm. El probabil că are și probleme... I-a dus cineva ulei și el striga la poartă. La mine nu vreau să cumpăr un bidon de ulei. Bă, nu vrei cu ulei. Deci, văd ulei și i-am băut. Și-a deschis și-o dată. Hai să te mai ceva. Proiect...
pentru cele două puncte, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiecte de hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoane apte de muncă beneficiare de ajutorul social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Și raportul de avizare pentru punctul 3, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitate de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Am rugăminte, dacă vor colegii mei consilieri, să-mi rămâneți plec din șefii de la București și Cristi este în concediu. Am înțeles, dar... Dar vor cu toate proiectele de ordine de zi. Dacă sunteți de acord, da, frumos. Mulțumesc. Da. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorului economic și al deviziei general a investiției, construirea Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenică Sofia, Sfântul și acumulatarii de cuvântul. Vedeți dumneavoastră cât ne chinuim noi, că lumea nu se face biserica, nu se asfaltează drumul, cât urează procedurile. Deci, credeți-mă că m-am săturat, eu pe că știu ce mai bine, ca și primar, și ieri am fost la Iași. Avem o legislație atât de scufoasă și atât de greoaie, încât noi, românii, ne dăm singur la picioare și nu europeni. Și pe fondul european la fel. Nu e negreunează acestare. Nu ne îngreunăm singur. În legislația cu care o avem, în birocrația care este, și era fost la ea și semnează niște documente cu ei acolo. Dar nici ei nu sunt învați. Fiindcă și ei de acolo, lucrătorul de acolo, respectă colegii care au făcut-o de alții. Cei care fac legile și fac legislația, ăia sunt pe unii principali. Vinovați. De ce? Fiindcă ei zrup de realitate. Stau undeva la București. Apar n-are ce interior. Dar de aceea când dacă vine vreodată un guvern, o guvernare bună în România, să fie un partid politic cu oameni buni în România la conducerea țării, să ia, să pună specialiști de jos în toate sectoarele de activitate. Că aia se izbesc. Băi, vrei să pui la Comunitatea de Agricultori și Domnul Cristi, vrei să pui la Ministerul Pădurilor și Mediului un specialist acolo? Ia un silvicultor din pădurile, din acolo silvic. Și îl pui acolo, că la știi cu ce izbește, ce probleme se izbește în... Da, mă, dar ăla n-are file. Păi ăla n-are, știi ce s-a spus politic? Într-adevăr, și ăla poate are școală silvică, ăla n-are văzut lucrurile. Ăla nu știe cum arată usul. Păi când alții lasă ce fie la noi. Mă, domnul Roșu. Da, cum e trebuie, unii ei fac legii, unii fac, atunci ăla face un proiect de legii, viabil, bun, pentru și realizare. Da, să trecem la biserică. Articolul 1. Se aprobă actualizarea indicatorului economice și a deviziei general a investiției, construire Biserică Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia, Sfântul cu Mânăcaș de sub Bacău. În valoare totală a investiției de 2.532.155 de lei, fără TVA, valoarea totală cu TVA, 19%, este de 3.005.252 de lei, din care TVA 473.096 de lei, valoarea ce cu sema investiției este de 2.002.741 de lei, fără TVA, valoarea ce cu sema investiției este de 2.383.143 de lei cu TVA. Asta înseamnă 23 miliarde în banii vechi, da?
din care TVA 380.501 lei, deci TVA-ul este 3.100.000.000. Articolul 2 de legea general este anexat la prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei Cașu, efectiv județul Bacău și persoanelor interesate. Deci s-a modificat, după cum ați văzut dumneavoastră în media, prețul la maroc. A crescut. Și noi am mers cu prețul nu maxim, minim, adică minimul de lege, cum ar zice. Nu pot mai mult. Și trebuia modificat legea general. Și cam asta. Și acum băgăm la licitație tot. Am băgat la licitație în noiembrie, în termenul 10 zile trebuia să invalideze documentația ANAP-ului. Sau să nu valideze, dar să spună cine-i bine. A trecut noiembrie, decembrie, ianuarie. Și ianuarie trimite înapoi documentația să o actualizăm, fiindcă s-a modificat prețul la manoperă. Dar, din noiembrie până ianuarie, dacă nu-i valida atunci, făcea licitația, câștiga firma Y sau cine câștiga și acum făceam un act adițional la contract, la contractul care s-a câștigat și modificam manoperea, experimentam manoperea, când dă voie legea. Fiindcă și la drumul de care le asfaltăm am modificat, s-a modificat manopera, ne dă voie și avem un loc, e vorba de 3 miliarde, fiind valoarea mare, cu 3 miliarde și ceva, care trebuie să-i punem noi, a fost el la fir. Și noi avem economii de vreo 6 miliarde. Economia de unde vine? Sunt pătratul de finanțare imediat cu ei de 44 de miliarde. Noi avem economii de vreo 6 miliarde. Fiindcă avem punte. Dând licitație la proiectare, dând licitația de la ASE, la DARI, dând licitația de la lucrări. S-a dus mai jos decât a fost valoarea. Deci ei au licitat cu sumele mici. Având astea 6 miliarde, ne dă ei banii de acolo, nu vin la noi, dar nu ne dă din economie decât 5%. Și atunci, nu ne va da, vom fi și noi obligați să punem în buget local vreo 70.000, nu-i mult. 700.000.000, dar nu 100 miliarde, nu punem cu toți. Aici, în loc, am avut economie de necitație. Și a rămas... Dar nu ne dă cu toți. Dom'le, de ce nu dați cu toți? Dacă stau economie, îmi dăm cu contract 44 miliarde. Aia 6 miliarde, rămân la dumneavoastră, că noi am făcut economie, da? În necitație. De ce? Nu. Numai așa, stat cu reglementarea de București, fiindcă banii aia vor rămâne ca buget de stat. Da. Și sancțiunile care se aplică pe anumite găzdeați banii și la buget de stat. Știți, ca să nu ajungă la beneficiar, la buget de stat. Dar totuși e bine. Bine că nu vom pune 3 miliarde, vom pune numai 70.000. De săptămâna viitoare, sper, a făcut vot începere să vină hotărâre la treabă, că s-a terminat și el contractul de 10 zile. Da, drumul, da. La toată drumul, da. Eu aș vrea, avem toți banii, problema e și ne ajută acum că nu mai e ca în trecut, deci că lucrez pe fondul locuiesc pe europene în 2012, când am ieșit primar. Cum era atunci? Plăteai tu, făceai de cont, nu? Ei, acum am modificat o legislație și am modificat-o în bine, și ce sens? Nu, ne-a dat cu 17 miliarde de avans. Acum, cum mă duc de cont, mă duc și îmi dă bani. Dă bani, dă bani. Nu mă mai obligă pe ministru să facă un împrumut la bancă sau la securitatea statului ca să fac rost de bani. Mă duc când decontez. Și ultima tranșă, decontez avansul. Și am încheiat lucrarea. Asta e lucru bun pentru noi, că noi suntem puși în situație de a împrumuta bani în bancă. Oricum, împrumutam de bancă, împrumutam la securitatea statului, că era mai bine, după când mai mici. Dar e mai bine decât cu împrumut, ne jonglăm în banii aia, asta e un lucru bun. Chiar a fost el lucrul ăla aia, când mi s-a spus, mi-a fost primat un director, că nu vom împrumuta bani și nu... Deci banii sunt, firma să-și facă treaba, eu ne-am spus, am pretenția ca până în octombrie să avem toate cei 5,5 km asfaltați, chiar dacă nu se mină șanțul. Șanțul are timp și la rost se termine până în la iulie, când se expiră contractul cu AFIU. La șanțul o să fie mai mult. Când e nazis? De supra viitoare. Ei au contractul de 10 zile. Păi măcar piatra grea în supra de bloc. Da, au început să pună. Au început ei. Asta, firma respectivă care a câștigat la noi licitația, a avut toate utilajele chiriate la domnul ăsta, național. Și contractul este valabil până cu 31 martie. Nu puteți să-i votat faliment așa, firma asta. Da, da, faliment. Așa mi-a zis că a dus la Udin, dar lucrează acum. Da, da, falimentul. El iau probleme, într-adevăr, ne-a venit și nou la institutul judecătoresc, la altă societate, cum ne-au dat prin. Au venit primul să ridicăm și noi, punem și noi blocare cu bani. Să ridicăm, fiindcă au plătit, să descurcă, au o problemă financiară, dar oamenii se descurcă. Ei au zis că vin la
că problema asta eu știu de anul trecut. De când au început să vin nouă de la executori, că iau probleme. Adică au dat bani la anumite persoane. Și noi dacă avem să-i dăm noi bani, să dăm bani în contul ăla. Nu mai primeau ei bani. Ați zis? Discuția care am avut cu administratul, noi ce faci? Dacă ai probleme și crezi că nu poți să mai duci lucrarea, rezilem contractul după acum. Da? Contractul se reziliază după codul părților. Sau în instanță, nu poți să reziliezi contractul prea eu. Sunt și cauze contractuale, da? Rezilem contractul și să avem timp să facem o altă licitație până la anul, să câștigi altul, ca într-o altă zile până la anul ăla, după să terminăm noi contractul cu afirmă, ca să nu pierdem bani. Și ai zis, nu, doar, noi convenim și vom face lucrarea. Că au ei probleme și ei fac lucrarea și banii îi vor da la alții, e problema lor, nu mai, pe mine mai treziază. Și ea mi-a promis că până în toamnă asfaltează tot. Să vedem tot asfalt. Dacă acum, la ordinul începerea lucrării, nu vine în termen de 15 zile, îmi permite să revizez contractul. Vine în contract. Dacă nu se prezintă în termen de 15 zile, dar dau ordinul începerea lucrărilor, ei nu vine, atunci revizez contractul acum. Dar nu-i problema, adică la întâi timp. Eu am avut o clasă blocată și la DSPD. Contractul este în termen de 1 mai. Nu putea să leagă, că alea au notat la ministeriți, altceva cu ei. Dacă vine o zăpadă, sunt sancționat ăla. Și noi, de când prima cu dezinfestire, pe 31 când zi. Domnule, că îi spui contract cu treaba. Bine și de la plenul ăsta de. Da. Eu sper să vină, că vă dați seama că am muncit la plenul în 2015. 1 milion de euro, nu? Care se pierd. M-am gândit urmă la Iași. Știi, lasă că dacă mă aș putea obicei, mă duc nu la Iași. Adică am muncit asta la Iași, la București, ca să pierd bani. Păi mie, păi, vine bunul să mă duc să sunt decât. Nu face asta. Nu, pentru asta. Cu banii statului, credeți. Nu cu banii statului, cu banii care îi pierd cu mâna cașă. Păi, eu muncit la un credit cu 1 milion de euro ca să pierd banii când vine la să lucrezi, să ne țină împăcat. Au fost 5 firme. Nu noi i-am ales. Am avut 2 inspectori la ANAP. În control. Ne-a ținut o altă zi în licitație, fraților, de care putea să fie licitația 3 luni. O altă zi ne-a ținut la cei 2 inspectori și în final l-a fost la câștigător. Ce pot să fac eu ca primar? Nu am voie să mă uit în licitație. Că știți dacă eu țin licitație să pășești. Bine, băi, ce-am o scoate față primar? Doamne ferește să facem licitație pentru biserică să câștige o firmă de la drumul Șupodării. Nu, sunt condiții, nu sunt lucrări similare, nu. Nu de ăștia care fac biserică, nu, ci să ne trezim cu... Deci, la fiecare lucrare se face un caiet de sarci, la fiecare proiect. Și acolo se pun și condiții. De exemplu, la lucrări civile, genul biserică, el trebuie să vină cu să arate la licitație care lucrări similare, în domeniu. Deci nu vine că el face drumul și podul și fac biserica, nu există. Bine. Dar nici ăla care face biserică nu poate să ducă la licitație drumul și podul. Dacă nu are lucrări... Ce ai spus? Atenție mare. Deci, lucrări are... Da, așa și similar. Raportul de analizare, Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică, Sociale, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Comun, Privat al Comisiei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorului economic și a divizului general a investiției, construire, Biserică Ortodoxă, Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Biserică Sofia, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și urmă. Conform în vedere, articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicat, analizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 31/1999, care se modifică și se completează cu pozițiile numărul 331, 332, 334, 335. În zona Drășești, știți că se construiește, și noi acolo avem două drumuri publice, strada Primăverii și strada 20 decembrie, strada Libertății și calea Sultanului în partea cealaltă. În rest, toate celelalte drumuri care vin între drumuri, unde au fost fricizățenii, sunt drumuri de servituri. O parte din ei au înțeles, au venit la primării noștri, cu domnule, sunt nebalansați măcar drumul, să ne puneți la public și am explicat. Noi nu putem investi bani publici, un teren, ce nu ne aparține. Și atunci ei s-au gândit, s-au unit cu toții și ne-a donat drumurile astea. E vorba de 4 drumuri. Am fost la notar, eu am acceptat donația și acum le introduc în domeniul public ca fiind ale noastre. Pe viitor putem să îi ajutăm cu oameni să le facem anumite facilități acolo.
pe drumurile lor, da? Deci nu se mai interzic. Eu am trecut pe acolo și unul a ieșit în față să mă întorc înapoi. Da. Și drumul lor. Da. Are barieră. Noi am cu barieră. Acolo este drumul de servituti, este a făcut barieră. Dar ciudat că mi-am și eu pe drum. Da, deci noi nu acționăm acolo. Noi nu facem nimic. Iar ăștia care au predat, au predat drumul la noi, sunt oamenii toți, oameni deștepți, de supază acolo. Au predat că au ajuns la concluzia, că plăteau impozit la primărie pe drumul respectiv. Primăria, Consiliul Local, nu face nimic acolo, că nu poate nimic acolo. Iar dincolo și-a pus bariera, unde stă domnul Nicu Șapcă, și-a pus bariera, ai drumul, să fie sănătos. Noi acolo nu facem niciun lucru, nu facem nimic niciodată. O să-și facă ei. Ia vor, să fie sănătos. Da, de asta nu putem face, pe drumul nu se repute nicio graniță, nu e drumul de interes public. Că slădește, de ce nu pune bariera, stop. Cine suntem? Cu cartelă noi intrăm. Atunci când e drum public, trece și Daniel Roi, pe acolo trece și oricine, da? Așa, și avem la poziția 332, teren dobândit prin donație de către Imbria Iustin și Monica, către Comuna Cașa. Având cartea funciară numărul 662528, teren intravilan categoria de folosință cu scosul, suprafața de 1035 metri pătrați. Poziția 333, teren dat prin donație de la familia Ceangău Bogdan. Suprafața de, cum trebuie suprafața de el, 1480 metri pătrați. Poziția 334, teren dobândit prin donație de la Răducan Costică și Girova. Suprafața este 2099 metri pătrați. Este terenul care duce la Biserica Pentecostală, la o biserică pentecostală acolo. Așa. Și la 335, teren dobândit prin donație, conform contractului de donație autentificare, sunt numerele 841 metri pătrați, unde stă Ghiba, Băncescu, avocatul Covoran, doctor Renaschi, doctor Agroni, și o stradă până treabă. Am vrut să fiu soare oasă. N-am vrut să dea la vedere. Era în ultima poziție, avem o tărâri prin care să aprobăm alipirea, că practic terenul drumul ăsta are o bucățe. Fiecare când a cumpărat locul de casă, a cumpărat bucatul drum drept, fiecare. Și acum trebuie să dăm o tărâri prin care să alipiască toate ele, să facem un... Un drum. Un întreg, da. Un singur mână. Adică omul când a cumpărat, a cumpărat... Deci, o tărâri privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a terenului dobândit prin donație. Într-o fază, doamnă, 41 metri pătrați. Deci ultima poziție aia e. Da, deci am două rapoarte de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică. Deci tu mai nu ne avantajează. Buget Finanții, Administrarea Domeniului și Privata Comună, Cuturilor Păscolerii, Comparul Proiectele de Servicii de Comerț. Analizăm proiecte de hotărâri. Prin aprobare, inventarul bun aparținând domeniului public al comunității de Bacău, aprobat în hotărârea Consiliului Local, ca și numărul 31. Pe 1999, care se modifică și completează pozițiile numărul 331, 332, 334, 335. Consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale, și 1951, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată și următorul raport de analizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie, Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre, privind construirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a terenului dobândit prin donație, în suprafața totală de 841 metri pătrați, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, publicată, aducem proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Avem niște solicitări de închiriere și chiar de vânzare. O să încep prima solicitare. Subsemnatul Bunghez de Urgent, cu domicilul Onești, prada Muncii 5 pe 30, de Spacău, vă rog să vină evoluția la aproba cumpărarea unei suprafețe de teren, în suprafață de 5.000 metri pătrați, ce se vecinează cu proprietatea mea din zona Pascun, fost la casă de apă, teren ce mi este de folos în vederea construirii unui cămin de bătrâni,
de care vor beneficia locuitorul comunei ca și, și nu numai. Domnul Bungheț... Cei de la Casa de Apă, la Apă pe Ralonești, au dat faliment, și a bine, a intrat Draja Constanța. Ei acolo au pus și clădiri, practic, dar terenul nu le-a aparținut lor, fiindcă nu l-au solicitat la operativul 90 și au rămas operativ, mai o chestie care nu pot vorbi acum. Și a rămas la comunicare. Acolo au obținut de proprietate cu parte din teren domnul Bescanu, de bine, da? Și două parcele și i-a vândut apă canal și apă canal acum a vândut casa aia de oaspe ce avea acolo și terenul pe timp, 10 bungheți, terenie. 10 bungheți, terenie, acolo vrea să facă un azil pentru bătrâni. Zicând, având catering, având abator, având producții alimentare, să facă un azil pentru bătrâni, în cașă și nu numai. Adică cei care vor putea să duc la azi, care au și pensii, că la azi îl plătește. Este un lucru bun. Alături de el acolo este un teren care a ținut la canal, care nu a fost alături. Atunci este teren de rezervă comisiei locale pe fond funciar. Eu acolo am făcut propunere la câțiva, avem la despăgubirii vreo 5 persoane care au luat teren, au avut luat și nu au luat, fiind comisiile locale anterioare nouă, le-a dat la alții care nu au avut. Până a și acolo a fost multifăcut. Și acum am venit pe pământ. Eu am făcut propuneri în zona respectivă. Au refuzat toți, fiindcă nu-i pământ aceeași categorie cum ar fi la Mișe. Plus, zona este inundată. Apoi când vine ca și în mare, faci un lac. Asta mi-a spus ca și domnul Bungheț. Domnul, ce faci? Domnul, problema mea. Eu dacă cum puterin, eu îmi fac gabioane, îmi indicui, cum a făcut și dincolo. La patru. Și a făcut domnul gabioane. Fac gabioane și la mine nu va mai intra ca și acolo. Să am spații pentru bătrâni, să-i fac un parc de pe ei, să plimbi, să alei, o vrea să fac ceva frumos. Eu mai am la încă două persoane să trimit propunerii pentru, dacă le refuză și aia, atunci când vom introduce pe autorită păsit local în domeniul privat, îi vom face evaluare și îl vom spate la vânzare. Asta e procedura. Dar numai dumneavoastră dacă sunteți de acord cu chestiunea asta. Dacă sunteți de acord, eu vă voi face demersul. Adică e peste cașă, dincolo. Nu, nu e peste cașă. E pe partea unde și unde și are publicat. Mai a fost casa de apă? Da, a fost unde se borba de ea de dar sub ratul de rămas. Da, unde spoală de preșurile. Da, da, da. A fost asta. Și în spate. Da, e alături. Deci, până mai avea, era primit de la apă canal. Dar fără avea atribut proprietatea de apă canal pe el, v-am zis. Acum el a intrat în rezerva așa în conform legii. Rezerva cum este concluția. Eu l-am dat ca și la cei care l-au refuzat și l-au refuzat. 3 până acum. Mai sunt 2 de sertificat adresă. Dacă refuză, putem cum să introduc în domeniul privat și să scoate la privat. Ca să cumpere omul ăsta să-și facă societatea aia ce vrea să facă acolo. Eu zic un lucru bun. Dacă va fi contracost, va fi cu licitație, facem evaluare. Deci vom aproba complexul de evaluare făcut de evaluator autorizat. Nu se va face pe la chiar. Deci suntem de acord, da? Zic, nu-i un lucru să fac. Eu dacă o să fac în cașă și aeroport, dar nu poate fi nimic tipuri să fac. Deci ce mai vreau? Așa, mă cererea domnului Ponta Șmitica, administratul la TC Naste, Tersa SRL, prin prezenta cererii solicită concesionarea scrierilor aici, dacă să o să facem închiriere, a unui teren de aproximativ 10-15 metri pătrați, situat în centrul satului Cașin, lângă primărie, având ca utilizare apasarea unui modul pentru prestări servicii. Vă mulțumesc anticipat. Omul stă acum cu chirii la GVS, la Comăneci, stă cu chirii și în casa bani. Aici, lângă magazinul alături unui drum care duce la Brebini, este fosta platformă unde a fost țarul cu gumări. El acolo a văzut acolo să apreseze un modul. Nu ne incomodează cu noi nimic aici, nu ne ia fața primării, eu zic că ar fi bine să ia până în chirierea, să-și aibă și-l punctul lui. Și el va plăti la primărie, chiria pe teren. Din vecinul nu vrea să înțelege locul unde e cere foarte mult, că ești în fiecare lună chiria cum îi vine lui. E cere și aici, cum să-și aibă punctul lui de lucru. Noi, acum, primăvară, s-a făcut cu păcintele ăștia să plantăm toată partea aia, fața platformei, să se mai vadă partea. Dacă îi aprobăm domnul servitutelui Bacul Rente, George, face un gard, nu mai putem nici pe el în partea aia,
E bine să ne vadă... Am înțeles că Michelin vrea să dărâme dărăcia asta, deci ca comunitate, dar nu cățiți oameni cu care să... Păi de aici plămâni și el acolo, știți că și el mă ești și pe Măișlavra. Da. Este legigară. Da, da. Cei care au clădit genul ăsta, putem să-i facem postul de 10 ori. Da, dar eu personal am discutat cu el. S-a făcut de treabă că a vândut, și a zis ăla, cum vândut în cineva, două ori sau două ori care-i vândut, adică e un aspect simplu, clădit de seamă. Asta e alul post arbitricul. Mai avem alul Rentia Gheorghiță Gabriel, din localitatea Cașului Zvatou, când prezent acele rugămintea de a-mi aprobat o cale de acces a proprietății mele. Deci v-a spus, am și făcut măsurătorile, a făcut chița, va veni în colțul plasă mărbit, cu gar, plecăm de aici unde a rămas și și-a venit drumul lui și în sănătate, noi vedem nici balasul, face a lemnii și slavă din urmă. Oricum, legea ne obliga să-i acordăm cale de serviciu. Chiar dacă nu vrea noi acum asta, nu vrem, nu aprobăm lucrul ăsta, și dă judecată, conform codul civil, ești obligat să dai cale de acces. Timp el așa cumpărat locuința la bunim. Partea am zis, totul ăla cu poartă, totul ăla cu fără poartă. Ce simt eu omul de la? Da, și sunt chei și scandalul cu ei și tot ce a fost, da. Și mă ești din concediu, aici vreau să fiți un pic mai atenți. Subsemnat acel grup Felicia, domiciliată Comuna Cașului Bacău, numărul 126, vă rog prin prezenta cele, am concesionat terenul din fața proprietății mele, situat între magazinul central și Drăgoi Costic. Acum am spus că și nu știți unii central, magazinul central, magazinul în jos. E un teren liber, circul veți cu poarta mai în spate, Drăgoi cu bucat mai în față și e și o fântână acolo. E un spațiu verde. Dar acolo este o fântână cu domeniul public. Deci, păi tu mai dați ce? Motivația e că... Așa vrea. Nu știi. Eu de când mă știu de așa a fost, așa a fost, așa a fost. Eu, domnul Solomon, totdeauna am deci, rămâni la apicerul ăsta, dacă vreți să-i concesionezi, dau drum la lucrare, la cadastrare, tabulare și mai departe, dacă nu, nu, cum vreți. Deci, până un motiv, pentru că nu vrea să deci, mă ia să curte, da. Nu, dar nu mai e nici acolo. Dar nu mai e nici acolo. Eu când am văzut dedicată de dimineața, a căzut cel bunic. Bă, uite, au vandalizat banca și uite cât de vei. Chiar mi-a zis, băi, mai fac nimic, mai pun nicio bancă, mai pun nimic. Și încolo, când a sunat, mi-am spirat, bă, ăsta pliculez doua primar, n-a vandalizat nimic, bula aia scăpa ca aici, aici vreau să-l scăpa. Da, sunat tu cu un mic băieț de bulaj să duc măcar la pe hoții. Le mai de-a te e sunat. Bun. Deci, la scurtarea Drăgunie, sunteți de acord? Da, da. Domnul, no. Dar la asta... Nu știu. La asta cu domnul Bunghe. Dacă își puneți legături pe cei care refuză amplasamentul respectiv, cu domnul Bunghe, voi nu vă stingeți și litigiul ăsta pe... Păi nu, cum funcționează. Dar este nimic. E teren dat. Și la, la evaluare, că am pus evaluatorul, a scos foarte mult când nici un euro metru pătrat și nu bărăște. Păi dacă o pământul adășești unii 15 euro metru pătrat, eu îi dau ținând un euro, hai că la... Păi și așa, dacă așa cu polițe la zis, cu virgul, mi-a dat bani? Păi, uite așa, dar nu, dar nu pot, dar nu, acum eu sunt primul ăla, scos primul. Eu sunt un locul lor, care au un teren unde valora 15 euro, 20 euro metru pătrat, să iau teren la schimb. Nici de un euro metru pătrat. Voi ai negociere de 2 euro metru pătrat. Dar lui cine i-a propus să construiască acolo în zona aia? Poftim? Cine i-a propus să construiască? Construcția este făcută, domnul. Este construcția făcută. Construcția este făcută. Casa este. Deci trebuie terenul numai să... Ia, trebuie să ai vreo lăcimii, să ai cum să fac un pătboi. Unde a fost casa de la aia. Da, acolo a fost o casă. E o casă. Era o casă de... Vacanță. Vacanță. Evaluarea e bază rost, dacă vinde ca și primărie, dar dacă el, ca persoană fizică, îl primește conform legilor funcționale... Nu, să nu evaluezi și dar nu fii, nu e gras. Noi dacă îl vindim, cum facem evaluare? Păi noi, dacă e să vindem noi, dar dacă el restituie lui și... Cui, dar el nu are el. Nu el. Nu el, ăsta care zicea să restituiți doi pentru... Da, ăla dacă îl acceptă, faci un mai mândru, îl ia și îl dau acolo, dar nu voi. Vind eu, trebuie să nu nevoie de evaluat. Dar nu vrea, pentru că este evaluarea mică, în comparație. Pentru ce s-a mică? Pentru că ai 10 euro pentru pătrat, nu mai cumpăr. Nu
ține nimic, nu mai cumpăr, sunt grădești cât ani, cât ani și poate să duc în partea asta spre scripcar. Vorbesc și cu ăsta și te luc scripcar, să înțelegi cu eu. Nu îți dă și ăla, de zi, mă au doamna Constanța care a fost clar, ne-a dă și ești. Și i-a luat pământul, în cașină dată, a fost și fostul primar, cu el a fost cumpărat și a vândut. A fost că da, trafă, la bunic. Și mi-a avut un hectar. Și a dat pământul la alții, și la vedem în curța și curinele au terenat acolo. Și mi-a zis, domnul primar, nu vă bate joc de mine, nu-i iau. Acum accept că dacă aia pe țara acasă, că dacă rămâne rezervă, să o băgăm aici pe țara acasă, va fi intravenat în iunie. Și tot va avea valoare, cât de cât, 6-7 euro metru pătrat. Nu poți să... Dar te bat chimeză, omul a avut teren de valoare și tu îi dai... Și a zis, a fost o femeie acolo, a fost cu ea pe mărăcine aia. Domnul primar, nu iau aici. Și câți bani dă poate să-mi dea ăsta cu... Pădurice, mai e făcut să... Și cu autorizația, nu e problemă. Autorizația, situația e liberat. Da, de și aplică unii, clar cu obligația să-ți facă ticul, cum e dat și la bani. Nu, 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 dacă nu și-l faci și când ia pămare, și i-a luat stoarzirul și i-a dat pătrânii pe... Bine? Dar îți face omul. La zeu de bătrânii. Deci... Mirosul ăla. Dar e problema noastră. Nu e problema pe asta, așa. Va fi problema la cei la DSP. Sunteți de acord cu asta? Bun. La cerea lui domnul Botaș, de acord? La Băghez una contra. Pentru domnul Băghez. Da, eu da. Sunt. Da, păi, nu, vorbim bagaj sau... Vă înțelegeți. Asta că are altă destinație, nu-i transparent ce se cede pe domnul Băghez acolo. Nu, nu până la urmă ce face. Nu cere terenul. Da. Nu cere... Acum, știți, că are altă destinație, nu are altă destinație. Uite, știți ceva, domnul consilier? Eu când voi fi primar în comună, voi încuraja și voi ajuta oamenii de afaceri în comună. Fiindcă când este dezvoltul comună. Bani, știți că banii vin nou de la ei la bugetul local? Știți că dacă nu aveam societățile la banii, la impozitul venit, ne vine anul ăsta la 1 miliard? Și impozitul venit la salariații care se vrează la comunicașul? Dacă n-ar fi unul ca Futulaci, n-ar fi unul ca Bunghez, n-ar fi unul ca Tutoții, ăștia mari, ăștia mari. Dar chiar și ăștia mănuție, deși prin toată, are 2-3 angajați de tare. Și voi la fel, 6-7 angajați. Vin bani la impozitul venit în comun. Sigur, bani. Păi, ce vorbim? Trebuie să... Chiar vă rog și astăzi, faceți-vă antreprenori, deschideți societate și vă ajut. Dragă, legal, se poate legal, vă ajutăm în cadrul de mășa pe Sudoca. Vin bani, deci trebuie să înțelegi că o localitate focată este acea localitate în care are societăți comerciale. Știți ce buget local ai Nicolae Bălcescu? Cel mai mare de județ, fiindcă are foarte metru, aeroportul, metru, ce vedeți pe acolo, vă duci să-i ajut. Aparține Nicolae Bălcescu. Păi au, Nicolae Bălcescu are buget de 200 miliarde de bani, nu au nevoie de fonduri pe zile. Păi ce vorbim? Așa se dezvoltă localitate, nu cu... Stai la mila statului sau la mila politică. Așa se dezvoltă. Și eu sunt de acord, cum ziceți dumneavoastră, să vină mulți, să fie bugetul. Da, da. Da. Niciun nou. Hai să, ca să dezvolte comuna, fac o fabrică de infecțiune toată da. Comuna. Nu-i vorba de domnul. Dau un exemplu. Deci ai acolo să vă face deci, dezvolte comuna și suferi restul. Deci va face azil acolo. Acum nouă PUC, nou timp, nouă PUC care s-a aprobă, zona industrială, am prins-o de la Futulaci, la Gapacu, până în Răuciu. Deci cine vrea să construiască o fabrică, nu știu ce vrea să facă, acolo va construi. Nu va mai primi autorizații în niciun loc rată comunicașă. Ca așa e normal, în orice localitate civilizată, zona industrială se duce într-o parte, într-un colț. Și acolo se construiește ce înseamnă producție. Că dacă fac o frizărie, pot să fac în cerul comunului frizării. Da, mare ce pe zic, că nu poluiază, nu? Acolo va fi. Dar din coace la om, ce vrea să facă, nu asta face. Ai ca să ia un aspect și asta vrea să facă. Vrea să facă un azil, nu face la altceva. Să facă. Vrea să facă un azil, nu face. Că ai terenul din colț, terenul, dacă vrei să știi, terenul de fața duc un copor pe altă dintreaptă, i-a luat tot, l-a cumpărat, la postul cine avea copor. Până în gata, poate stăm și noi acolo. Dacă aveți pensi, aveți, dacă aveți pensi, aveți. Dar ce poți zice acolo? Oricum are pensi, poate să lăsați acolo. Bun. Deci, la cererea lui domnul Botaș, dar la cererea lui Reția, Reția Capel, în Negru, îi acordăm... Drog de zero. Da. Și la celălalt, la ce? La ce conopă? Nu. Da. Nu are motivat. Bun, domnule, pentru ultimul, nu-l concesionez, dar pentru asta.
Ce mărăt? Și mărăt. Concesionez, vreau să fac o parcare. Pentru o mașină. Pune pe vietă, scoate-mi doar pe privație. Haideți, vedeam dacă mai ia cineva cuvântul în legătură cu ordinea de zi. La parchete. Da. Dacă vreți să votăm la parchete, cu ordinea de zi, pot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Bine, adesea sunt numai așa, principiul ca să poată să devaleze. Nu știu, bani, cu cadavru, mă duc la eu, tu faci cadavru. Hai să poată să devaleze. Bine? 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 B